Bun regăsit, dragi prieteni, pe canalul meu de YouTube. Nu pot să vă spun decât că mă bucur nespus că v-am stârnit curiozitatea într-un număr așa de mare. Mulți dintre voi m-ați întrebat despre cea mai recentă carte din care am citit un pic miercuri câteva fragmente, de fapt chiar primul capitol și deja v-am făcut extrem de curioși. Într-adevăr, cerere de prietenie de Laura Marshall, un thriller apărut în anul 2020, anul acesta în România, publicat de editura Rao, este într-adevăr o carte care te prinde, fie că îți place genul thriller, fie că nu, cu siguranță te va, te va captiva această carte. În primul rând, este într-adevăr o carte din genul thriller, însă nu veți descoperi acolo dezvăluiri șocante, eu știu, tot felul de scene sângeroase și așa mai departe. Totuși, așa cum spune și titlul căr cărții Cerere de Prietenie, este o carte actuală, face referire într-adevăr la platforma Facebook, mai precis o tânără despre care toată lumea știe că a murit în urmă cu 25 de ani, deși voi reveni la această perioadă de timp. Deși toată lumea știe că a murit în urmă cu 25 de ani, ce să vezi? Una dintre fostele ei colege de liceu primește o cerere de prietenie tocmai de la Maria, fata care dispăruse. E bine, tu ce-ai face dacă știi că un coleg de liceu a dispărut în mod tragic și după mai bine de două decenii primește o cerere de prietenie pe Facebook? Bineînțeles, inclusiv profilul de Facebook care a trimis această cerere are postată o singură fotografie. Se vede că este o fotografie veche și scanată. Așa că Luis, personajul principal care primește această cerere de prietenie, are mari, mari îndoieli că nu este vorba într-adevăr despre Maria, fosta colegă. Dar cum se face din moment ce Luis chiar a fost implicată într-un fel sau altul în dispariția Mariei? Nu vă spun mai mult, veți afla din carte. Mi-a plăcut foarte mult la această carte cum Alternează între anul 2015, care uh, se presupune că este prezentul, și anul um, 1989, atunci când Maria dispare, uh, chiar în seara în care um, elevii, incluzând o pe Maria și pe Luis, cele două personaje de care v-am vorbit până acum, uh, participă la balul de absolvire al liceului, să-i spunem așa. Um, nu, cartea nu are foarte, foarte multe personaje încât să vă pierdeți printre ele și să fiți nevoiți să stați cu creionul și să vă notați fiecare detaliu. Această alternanță între trecut și prezent, la fel, nu este una deranjantă, nu conține detalii greu de reținut, însă mai apare în prezent un personaj prezent la care, în care narațiunea nu se mai face la persoana întâi, așa cum este în cazul celorlalte capitole unde Luis este prea atribuțiile naratorului, da? Mai avem unele intervenții tot din anul 2015 și nu știm de unde să le luăm, nu știm despre cine e vorba și ce se întâmplă mai exact acolo. E foarte interesantă cartea cum se face legătura între personaje, nici nu vă imaginați cum se va încheia. Încă un mare plus în această carte. Mi-a plăcut foarte mult că undeva pe la mijlocul cărții, când deja te aștepți să îți faci în minte câteva indicii cum că X ar fi vinovat de moartea Mariei sau cine stă în spatele profilului de Facebook misterios, ei bine, mai apare o intrigă. Se mai întâmplă ceva la care nu te aștepți și, uite, așa trebuie de fapt să lămurești două necunoscute, nu una singură. Cartea vorbește cumva și despre mediul acela din liceu, când o, far, o fată superbă, extrem de frumoasă, are o influență puternică asupra unei eleve mediocre, să-i spunem așa, din punct de vedere fizic cel puțin, care nu se face remarcată, pe care, bineînțeles, băieții nu o bagă în seamă, este cumva tema aceea din mai toate filmele americane în care se vorbește despre viața de licean. Luis este persoana aceasta mediocră, ea are o prietenă în liceu pe care o consideră cea mai bună prietenă a ei, însă se dovedește că este doar o fată care se folosește de Louise atunci când are nevoie pentru diverse farse pe care le face până la urmă Mariei. Maria, fata care a dispărut în urmă cu 25 de ani, este o fată transferată recent în liceul în care Louise învață și cumva este marginalizată pentru că motivul transferului ei ar ascunde anumite lucruri rușinoase. Veți afla din carte despre ce e vorba. Este un final neașteptat, deci dacă în alte cărți, cum ar fi, spre exemplu, spre exemplu vă vorbisem eu despre soția tăcută, finalul este dezamăgitor, chiar dacă neașteptat e totuși dezamăgitor, aici în carte avem un final chiar bun, bun. Un singur mare minus are această carte, dincolo de poveste care e extraordinară și sigur vă va prinde, are foarte multe greșeli de scriere. Deci, dacă sunteți obsedați de scrierea corectă, gramatical și din toate punctele de vedere, veți fi oarecum deranjați. Pot spune că are undeva la o greșeală la 5 pagini, așa cu aproximație, nu știu ce s-a întâmplat cu cei de la Rao, de obicei nu am găsit la ei chiar atât de multe greșeli, dar în această carte există. Este o carte de nici 300 de pagini, dacă nu mă înșel, da, cam 290 de pagini, este un format micuț, se citește ușor, veți termina, sunt convinsă, într-o zi în care sunteți un pic mai liberi dacă începeți cartea, sigur o veți și finaliza. Așadar, singurul minus este la capitolul tehnoredactare, să-i spun, dar povestea merită cu siguranță. Am chiar o prietenă undeva în Londra, Oana, are un grup pe Facebook foarte interesant, vă invit să, să vă alăturați și voi grupului, Read Along with Oana, se numește, și după filmulețul de miercuri pe care îl postasem, în care vă spuneam, am citit un singur capitol din această carte, plus... Um, mica descriere de pe coperta 4, am reușit să o determin să și caute cartea. A trecut printr-o mulțime de peripeții ca să facă rost de ea, dar Oana îți garantez că nu te va dezamăgi subiectul. Încă un nu știu dacă să-i spun minus, dar asta veți descoperi voi în carte. Dacă pe coperta 4 ni se spune că Maria a dispărut în urmă cu 27 de ani, ei bine, în carte am citit că sunt 25 de ani. Nu este o mare un minus, evident, însă am descoperit această neconcordanță. Uh, sunt nerăbdătoare să o citiți, să-mi spuneți părerea voastră despre această carte, să-mi recomandați alte cărți din genul thriller pentru că eu sunt pasionată de acest gen și mă bucur tare mult că am achiziționat Cerere de Prietenie de Laura Marshall. Uh, mai am câteva thrillere care așteaptă după colț să spună așa să fie citite, dar nu le-a venit încă rândul. Uh, știu că această carte, veți fi tentați să spuneți că a fost ecranizată, există un film apărut, dacă nu mă înșel, în 2016, se numește Friendly Quest Însă, din ce am citit pe internet, eu nu am văzut filmul, din ce am citit pe internet, preia doar foarte vag ideea din carte Așadar, dacă ați vizionat filmul, nu renunțați la a lectura această carte pentru că se pare că subiectele, subiectele diferă în oarece măsură Așadar, noi ne revedem miercuri. Vă promisesem că vă voi prezenta cărțile pe care le-am achiziționat cel mai recent. Am profitat de reduceri pe anumite site-uri de cărți, sunt convinsă că știți și voi de ele. Și încerc, dacă nu găsesc între timp o altă carte care să mă determine să-mi schimb planurile, pentru că așa s-a întâmplat cu cererea de prietenie, am simțit musa, ai nevoia să vă vorbesc despre cerere de prietenie, atunci miercuri ne vom auzi și vom discuta un pic despre cărțile pe care mi le-am comandat. Până atunci nu uitați să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre această carte, care pe mine pur și simplu m-a fascinat. Numai bine!